Părinți și preacuceni părinți, stimați organizatori, frați creștini, Hristos a înălțat! La acest simpozion care se face în cinste și spre amintirea Părintelui Gelasie, ne aflăm mulți care l-am cunoscut personal și știm destul de multe despre cum era el, dar mai ales am văzut destul de bine faptele lui, care până în ziua de azi îl descriu personalitatea. Când a venit în mănăstirea Frăsânina în anul 1973, eu eram frate începător. Am stat împreună cu el în aceeași cameră. Venise peste amândoi gândul de a da la teologie și ne îmboldeam unul pe altul să facem demersurile ca să reușim și să ne înscriem. Eram hotărâți, dar mai aveam și o urmă de îndoială, fapt care ne-a determinat să mergem atunci la vestitul Părinte Arsenie Boca pentru a-l întreba. Știam clar că Părintele Stares Neonils sub nicio formă nu ne lăsa. Am mers așadar la București, căci pe atunci Părintele Arsenie picta biserica de la Drăgănești. Cum am intrat în biserică, eu l-am întrebat ce pictează pe acolo și mi-a zis, dacă dădeai la teologie știai ce pictezi, dar știu că starețul vostru de acolo e astru și nu vă las acum. Am rămas uimit fără să ne cunoască Părintele, știa frământările noastre. Apoi a zis și către Gelasie, dacă tu te apuci de scris, o să sucezi mințile multora, ai grijă. Așa, și uite că parcă așa a fost. Nu ne-a convins total Părintele Arsenie Boca, însă când ne-am reîntors la Frăsinei, a stat cu noi de vorbă Părintele Paulin Leca, pe atunci era încă în Frăsinei, și ne-a spus că dacă facem teologia, nu vom rămâne în Frăsinei. Și gândul acesta ne-a speriat și atunci am ales să rămânem în mănăstire. De aici începe capitolul de nevoințe al Părintelui Gelasie, și Frăsineul este mănăstirea în care el și-a sporit darurile. 30 de ani el a stat și a nevoit în această mănăstire. De la moartea Părintelui Gelasie s-au făcut multe simpozioane, s-a scris mult despre el, s-a tipărit mult din ceea ce a scris el. S-a scos în evidență și latura lui intelectuală, și cea teologică, și duhovnicească. Felul în care s-a vorbit de el și de aceste părți ale sale, îl arată urmașilor noștri ca un profesor care storcea mintea la catedră să mai scrie ceva. Ba ca un filozof care încearcă un nou sistem de gândire. Și trebuie să avem grijă pentru că Părintele Gelasie nu a fost așa. Ceea ce s-a trecut cu vederea a fost parcă esențialul. Părintele Gelasie a fost în primul rând călugăr în adevăratul sens al cuvântului. Un călugăr care își împlinește menirea sa este deopotrivă și mistic, și filozof, și teolog, și duhovnic. Călugăria este izvorul care adapă aceste laturi. Dacă smulgem o latură de la acest izvor, ea se cătuiește și moare. Sau ajunge, cum spunea Părintele Gelasie, un divin luciferic. Să vorbim de Sfântul Simeon Stâlnicul și de minunile lui, coborându-l de pe stâlpul în care s-a nevoit, este ca și când am spune
că am cules mere dintr-un nuc. Stimați organizatori, participanți și ascultători, ceea ce învățăm de la Părintele Gerasie este că tot ce rămâne în urma noastră sunt faptele. De ele vom da și răspuns înaintea judecății lui Dumnezeu. Dacă facem aceste simpozioane vorbind de faptele Părintelui Gerasie, trebuie să le și urmăm. Nu Părintele Gerasie a fost cineva, ci faptul că a urmat îndemnurile Sfinților Părinți ai Ortodoxiei noastre, faptul că s-a supus rânduielilor lăsate de ei, această urmare l-a făcut să fie cineva. Toți cei care au vorbit și au făcut aceea au rămas pilde pentru noi. Dacă și noi vrem să vorbim, înseamnă că trebuie să și facem. Și cum să facem, aflăm în continuare din faptele celui ce a fost călugăr de frăsinei Părintele Gerasie. Vă mulțumesc și mă iertați că nu puteam dar o să vedeam predicarea. Yeah.